Criza vârstei mijlocii a făcut o nouă victimă de data aceasta la Șerbești. Este vorba de un bărbat de 44 de ani care a încercat să se sinucidă înghițind Tomosan. Era vorba de un bărbat de 44 de ani care, în urma unui conflict conjugal, a băut o oarecare cantitate dintr-o sticlă cu Tomoxan, așa zis, deci un pesticid. După ce a fost preluat pacientul, a fost perfuzat, monitorizat, i s-a administrat antidot, atât antidot specific cât și nespecific, din trusa de urgență. A fost stabilizat, după care a fost transportat la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceste tipuri de substanțe sunt periculoase pentru organism, putând duce chiar și la deces.